În urma reclamațiilor venite la Primăria Municipiului Petroșani cu privire la restricțiile de apă ce au avut loc în ultimele săptămâni, dar și legate de calitatea apei, astăzi primarul Municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Riții, a ținut să facă o informare de presă cu privire la acest subiect. Apa Serv nu este în subordinea Primăriei Municipiului Petroșani. Apa Serv este în subordinea Consiliului Județean și în subordinea directă a domnului administrator Costel Avram, care public a spus că își asumă toate lucrurile și bune și rele legate de Apa Serv. Fac această precizare pentru că cei de la Consiliul Județean, în speță domnul Avram și Apa Servu, sunt cei care hotărăsc când se ia apa, unde se ia apa și ce lucrări se fac. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, recepția lucrărilor la finalizarea acestora se face de către Apa Serv și Consiliul Județean, nu de către primărie, pentru că ei sunt beneficiarii și Consiliul Județean este titularul sau semnatarul autorizației de construcție pentru Apa Serv. Deci am vrut să fac aceste precizări pentru că primesc foarte multe reclamații și din mediul virtual, dar și fizic, oamenii vin către primărie cu aceste probleme. De asemenea, săptămâna trecută am primit din tot orașul, din toate zonele orașului, foarte multe sesizări legate de întreruperea apei și de faptul că după ce s-a dat drumul la apă, apa a venit foarte murdară. Și au fost situații în care au fost zone unde nu s-a anunțat de către Apa Serv că vor fi probleme. Deci, pe lângă faptul că apa este întreruptă, când vine, calitatea apei este foarte proastă. Edilul petroșenean a mai precizat că a primit imagini de la oameni cu apa care curge de la robinet albastră, dar și cu foarte multe impurități, după ce în unele zone a fost sistată alimentarea cu apă. În acest sens, acesta a făcut două adrese, una către instituția prefectului județului Hunedoara și cealaltă către Direcția de Sănătate Publică. Pozele astea le-am primit pe net, da? Pe adresa mea de mail. Apa este albastră. Deci vă dați seama cum poți să folosești această apă, da? La bucătărie, să nu mai spun de băut, sau să speli, să faci baie sau să speli copiivile. Las oricum aici să le vedeți. Nu e niciun fel de trucaj sau pot să vă arăt și sursa de unde le-am primit. Da? Deci vă arăt doar câteva dintre ele. Nu-i normal ce se întâmplă. Da? Deci așa arată apa după ce vine la robinet, după întreruperi, repet, după întreruperi, da? Cel puțin o oră, cam așa arată apa. Cel puțin o oră. Deci este inacceptabil ce se întâmplă. Mai e o problemă. Da? Sunt situații în care, datorită acestor impurități, se strică centralele de apartament, cele care fac apă caldă și mașinile de spălat. Aici îi rog pe cetățenii municipiului Petroșani să se adreseze Apa Serv, cei care au avut probleme legate de calitatea apei. Și ce vreau să vă mai informez este că am făcut două adrese, una către prefectul județului Hunedoara și cealaltă către DSP, Direcția de Sănătate Publică, în legătură cu aceste aspecte. Un aspect legat de calitatea apei și de sănătatea oamenilor, un alt aspect legat de întreruperile de alimentare cu apă în stare de pandemie și la temperaturi ridicate în municipiul Petroșani. În replică, conducerea Apa Serv a precizat faptul că oamenii trebuie să se adreseze operatorului de apă pentru eventualele nereguli în furnizarea de apă potabilă și spun că au avut doar două reclamații cu privire la calitatea apei, care în urma verificărilor efectuate la fața locului s-a constatat că apa era în parametrii normali. La repunerea în funcție a instalației de aia, de multe ori se vede că s-a terminat lucrarea, dar procedural noi trebuie să spălăm instalația, să o punem în funcțiune, doar în momentul ăla putem da apă la consumator. Vă asigur că apa a fost potabilă, pentru că la fiecare restricție majoră, laboratorul nostru central ia probă de apă în care se certifică calitatea apei. Dar în momentul restricției se ia apa de pe toată rețeaua de distribuție. După restricția de vineri am avut două telefoane punctuale
De fapt, sâmbătă am avut unul de pe Horea și astăzi, luni dimineața, am avut de la sediul companiei. Ne-am dus acolo. Într-adevăr, rețeaua de distribuție a avut unele depuneri în momentul în care a venit apa. Punctual a fost, din punct de vedere al coloritului, a avut așa o altă culoare, dar ea a fost potabilă. A mers cu laboratorul, s-a luat probă de apă, apa a fost, cel puțin din punct de vedere fizico-chimic, urmează și microbiologic să certificăm că apa este bună. A doua reclamație a fost pe partea de CNH, în urma restricției de vineri. Sâmbătă, duminică nu a lucrat, apa a fost staționară. La prima oră normal că a fost o apă care a fost în urma unei restricții. Dar în punctele noastre de recoltare, unde sunt punctele de spălare, astea zonele de hidranți, zonele, inelele care sunt afectate, noi nu dăm drumul la apă până nu verificăm calitatea apei. Și mai mult decât atât, la dispeceratul central, noi am avut doar două sesizări de apă murdară. Când ne-am dus, a fost punctual pe Horea la scara unui bloc și la CNH, unde, după cum am explicat, a fost în urma restricției de vineri și până luni nu s-a consumat apă. Normal că apa aia care a fost pe rețeaua interioară, nu la punctul de branșament, putea să aibă o altă colorație. Avem două numere de dispecerat, avem și site, avem și pagină de Facebook. Deci putem primi informațiile foarte repede. Normal, dacă merge și la primărie, să meargă și la primărie, dar în primul rând ar trebui să vină la noi. Pentru că noi, având un program 24 din 24, indiferent de oră, indiferent de zi, noi ducem autolaboratorul și reprezentant de pe partea de exploatare să vedem dacă într-adevăr e o problemă.